Domnul Barbu trebuie să ne explice foarte clar vis-a-vis de ce nu a dat acordul de funcționare lui S.C. Malik, care, conform caietului de sarcini și ofertelor pe care au fost depuse de către operatorii de transport județean și interjudețean, astăzi e pur și simplu numai cap de linie. Evident că există o lege a concurenței și domnul Barbu văd că tergiversează și nu știu care este interesul. Probabil că așteaptă să iasă din mandat ca și primar. Poate gândurile dânsului se duc atât de mult încât chiar se visează din nou primarul orașului municipiului, dar, după părerea mea, va avea o surpriză mare de tot. Considerați oportun, așa ca și de restituirea celor trei consilieri acum? Nu, dacă legea spune așa, dar s-a schimbat foarte mult regula jocului în timpul jocului. Vedeți și dumneavoastră la Parlamentul României acum, în speță Camera Deputaților, PSD-ul vrea să schimbe din nou regula jocului. De ce considerați tergiversat eliberarea de autorizație de construcție pentru stadionul Aion Astăzi? Nu, să știți că sunt... Stadionul acum funcționează. Da. Domnul, foarte... Și vă mulțumesc că mi-a spus această întrebare, fiindcă și eu am avut de gând să scot în evidență acest lucru. Probabil că Astra nu se identifică cu domnul Barbu în momentul de față. Astra se identifică cu Lucian Iliescu. Și probabil că Barbu are o frustrare mare și în consecință acționează în detrimentul clubului sportiv Astra. Părerea mea că un club precum Astra, fiindcă pentru prima dată în istoria orașului Giurgiu, o echipă care ne reprezintă, atât ca municipiu, ca și ca județ, domnule, vrem, nu vrem, trebuie să recunoaștem, este campioana română. Pe de altă parte, este participanta noastră în cea mai înaltă competiție europeană, Cupa Campionilor Europei. Trebuie să fie o mândrie, nu numai pentru noi, ca cetățeni ai municipiului Giurgiu, chiar și pentru actualul și fostul primar. Da, probabil că se așteaptă la chestia asta și, în consecință, să dea și autorizația de construire. 17 și 18 consilieri. Să trăi bine! Să dea Dumnezeu! Bine, să fie! Da! Să rămână, doamne!